Vreau să citesc din Neemia, capitolul 2, de la versetul 17, până în capitolul 3, la versetul 12. Și cred că mai important decât ce predic eu, e ce scrie în Scriptură. Așa că dăm cinste acestui pasaj din Scriptură și îl rugăm pe Duhul Sfânt să se folosească de acest cuvânt, ca să ne vorbească fiecăruia. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu fim de ocară. Și le-am istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis, să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Sambalat Horonitul, Tobia, slujitorul amonit și Geshem Arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei ziceau, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului. Și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Israel. Marele preot Eliashib s-a ridicat împreună cu frații săi, preoții, și au zidit poarta oilor. Au sfințit-o și i-au pus ușile. Au sfințit-o de la turnul Mea până la turnul lui Hanael. Alături de Eliashib au zidit și oamenii din Ierihon. Alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. Fiii lui Sena au zidit poarta peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile, încuietoarele și zăvoarele. Alături de ei au lucrat la repararea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț. Alături de ei au lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabel. Alături de ei au lucrat Sadoc, fiul lui Baana. Alături de ei au lucrat tecoiții, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Ioiada, fiul lui Paseah, și Meșulam, fiul lui Besodia, au reparat poarta cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile, încuietoarele și zăvoarele. Alături de ei au lucrat Malatia, Gabaonitul, Iadon, Meronomitul și oamenii din Gabaon și Mițpa până la scaunul dregătorului de dincoace de râul Eufrat. Alături de ei au lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat. Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Alături de ei au lucrat în fața casei sale Iedaia, fiul lui Harumaf, și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hașabnia. O altă parte a zidului și turnul cuptoarelor a fost reparat de Malchia, fiul lui Harim, și de la Hașub, fiul lui Pahat Moab. Alături de ei au lucrat cu fetele sale, Shalum, fiul lui Haloheș, mai mare peste jumătatea din ținutul Ierusalimului. Amin. Am rugămintea să răspundem fiecare în felul următor, acum după citirea cuvântului lui Dumnezeu și să spunem în dreptul nostru, fiecare pentru el, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Poftiți, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Luați loc, vă rog. Când m-am întâlnit prima dată cu fratele Crinișor în vizita ce am făcut-o încoace, el mi-a spus, bun venit acasă. N-am știut cum să o iau. Eu la Agape aici mă simt acasă. Aș putea spune că am două case, am una în Texas, am una la Agape. Însă, mai întâi de toate vreau să vă aduc salutări din Dallas, de la Biserica Agape, pe care o slujesc acolo. Și salutul nostru se găsește din Romani, capitolul 11, versetul 36. Din el,
prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Apoi vreau să-mi exprim mulțumirea mare că ați fost alături de mine în încercarea prin care am trecut. Fratele Crinișor mi s-a dovedit a fi un adevărat frate, iar Ionela o adevărată soră pentru Cristina. Iar voi, ca și biserică, ca o adevărată familie lărgită, pe care Domnul a pus-o lângă noi în momentele astea. Mesajul de astăzi mi-e greu să-l predic și mai ales la evenimentul de astăzi. Au fost două ocazii mari în viața mea în care am fost zdrobit până la pământ. Au fost două ocazii în care, în cele din urmă, am văzut că cerul și pământul se pot uni în suferință. Acum 12 ani eram în spital cu fiul nostru cel mai tânăr în brațe. Și am fost acolo când și-a dat ultima suflare. Dar în același timp, acum 12 ani, sala aceea de spital s-a umplut de o pace din partea lui Dumnezeu ce nu pot exprima. Alaltă ieri s-au împlinit 3 luni de când a murit Cristina. Și a fost un moment pentru mine în care am crezut că mi se rupe sufletul în mine. Dar în camera noastră de acasă a venit din nou pacea lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Filip zice, tati, de ce ni se întâmplă nouă atât de multe lucruri și de genul ăsta? Tu ești pastor, ești omul lui Dumnezeu, n-ai ieșit din cuvântul lui Dumnezeu pentru nimic în lume. De ce trebuie să trecem oare prin atâtea? Și am spus simplu, nu știu. Nu știu. Îmi place să cred că nu s-a lăudat Dumnezeu cu mine în fața diavolului, pentru că m-ar durea și mai tare. Dar astăzi sunt aici, prin harul lui Dumnezeu, la provocarea fratelui Crinișor să vorbesc despre aniversarea familiilor. Și ca mine, mai sunt în adunare unii prieteni foarte dragi care au trecut înaintea mea prin zdrobirile acestea. De aceea mesajul pentru astăzi, cu ocazia aceasta aniversară despre familii, mi l-am numit Zidind pe dărâmături. Mai poate oare face Dumnezeu ceva când totul-i sfărâmat? Și am ales mesajul acesta inspirativ din cartea Neemia, ca să vedem că Dumnezeu este la lucru și în slăbiciunile noastre și în neajunsurile noastre și habar n-avem ce are de gând Dumnezeu să facă din niște vase slabe și sparte. Am o întrebare cu care vreau să încep în ziua de astăzi pentru dumneavoastră și întrebarea mea spune în felul următor. Ce trebuie să faci ca să-ți strici familia? Uitați-vă acolo la răspuns. Nu trebuie să faci nimic ca să-ți strici familia. Pur și simplu, lăsând familia ta să se deterioreze și să nu faci nimic, ea se strică singură. O casă neîngrijită, o casă necurățată, o casă la care nu pui mâna să faci ceva, se deteriorează de la sine. O familie pentru care ai renunțat să mai lupți, o familie pentru care ai renunțat să mai zidești și să mai lucrezi, se strică singură. Provocarea mea astăzi pentru dumneavoastră ca adunare și pentru noi ca și credincioși este să facem tot ce ne stă în putință, chiar dacă or fi dărâmături în dreptul nostru, să construim. Și o să vedeți că viziunea aceasta vine de la Domnul, puterea vine de la Domnul și performanța vine de la Domnul. Citim în Psalmul 127, versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba. E foarte curios cum Dumnezeu, în a ne forma familiile, vrea să conlucreze cu noi. Dumnezeu nu va face ce va trebui să facem noi. Dumnezeu însă ne invită să lucrăm împreună.
Acum, eu nu știu frământările voastre, nu știu fărâmiturile voastre, frământările voastre și nu știu ce pereți găuriți aveți în familiile voastre. Puneți mâna și reparați casele voastre. Pentru că e o cinste să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Sunt trei cărți în segmentul acesta din Scriptură și anume Ezra, Neemia și Estera. Sunt trei cărți care se adresează unui context din viața poporului Israel în care întorși din Babilon, cel puțin Ezra și Neemia, întorși din Babilon, două lucruri de bază trebuiau puse înapoi. Închinarea și viața socială. Ezra se ocupă de reconstruirea templului, iar Neemia se ocupă de reconstruirea cetății, respectiv aspectul social al poporului Israel întors din robia babiloniană. Iar Estera este o carte a unei rămășițe rămasă departe de Țara Sfântă. E o carte în care nu apare numele lui Dumnezeu, dar se vede Dumnezeu la lucru dincolo de toate aceste frământări ale lor. Și vorba lui Mardoheu. Să nu crezi că ai ajuns la împărăție pentru vremea aceasta, că tocmai pentru o vreme ca aceasta ai ajuns acolo. Ca să fie o mărturie pentru copiii lui Dumnezeu. Dar în cartea Neemia, Dumnezeu creează cadrul și contextul în care trebuia zidită cetatea. Și primul lucru cu care începe Neemia e o motivație. Zice, voi vedeți starea nenorocită în care suntem? Cred că aceasta e o ocazie de cercetare pentru fiecare dintre noi. De multe ori, în relațiile de familie, noi ne-am învățat să dăm vina unul pe altul. Și de când Adam și Eva s-au dat vina unul pe altul, parcă lucrurile astea nu s-au mai rezolvat. Dar sunt convins că Dumnezeu creează cadrul în care și din dărâmături se pot face lucruri frumoase și bune. Iar pe de altă parte, trebuie să înțelegem că orice lucrare bună are și împotrivire. Nimic nu-i mai challenging, nimic nu-i mai provocator decât să ia Dumnezeu doi oameni din două familii diferite, să-i pună împreună și să spună, faceți o casă nouă. Construiți împreună. Zidiți împreună, faceți ceva. Și la un moment dat, în frământările alea de la început, scârție un pic până se pornesc roțile căsniciei noastre și până punem temelia și până așezăm primul rând de cărămide sau primul rând de tubaifori. E greu până atunci, dar pe urmă când vezi că totul prinde contur, parcă totul prinde viață. O veni și împotriva lui Neemia și a oamenilor lui. Și dacă citiți cartea Neemia, veți vedea că au fost în câteva cazuri oamenii aceștia, Sambalat, Tobia și Geshem, oameni care nu se bucurau de succesul lucrării lui Dumnezeu. Sunt câteva lucruri simple prin care vreau să vă trec astăzi și cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să învățăm ceva din toată frământarea aceasta în contextul social, în contextul politic, în contextul în care ne aflăm noi în zilele acestea. Construirea unei familii trebuie să fie o lucrare responsabilă. Iar aspectul acesta al responsabilității cade pe umărul fiecăruia dintre noi. Observați ce spune Scriptura. Marele preot, Eliashib, s-a ridicat împreună cu frații săi, preoții, și au zidit poarta oilor. Au sfințit-o, i-au pus ușile, au sfințit-o de la turnul Mea până la turnul lui Hanael. Liderii poporului au fost primii care au luat inițiativă și s-au simțit responsabili să zidească noua cetate a Ierusalimului care era în dărâmături. Bărbații în special sunt chemați să pună mâna și să ia inițiativa aceasta. Dar pe lângă ei, o să vedem puțin mai încolo că fiecare trebuie să lucreze în dreptul casei lui și să fie responsabil de ceea ce face. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar se spune în societatea asta americană că tinerii amână căsătoria. Și unul din motivele pentru care ei nu vor să intre în lucrul acesta este lipsa de dorință, de angajament. Commitment.
Și atunci unii o lungesc cât pot de mult pentru că le este teamă de eșec. Dacă mă întrebați pe mine, m-aș fi căsătorit și mai devreme, deși Cristina avea 19 ani când i-am căsătorit. Dar intram probabil la corupere de minori. Am iubit de cap pe ochii din cap și am făcut-o regina casei mele. Am răsfățat-o cât am putut eu mai bine. O respectam de la sărmâna, la domnița mea, la doamna mea. M-am angajat să stau lângă ea până la capăt. Și a fost un gram de nebunie la o adică să încep, ea la 19 ani, eu la 23 de ani, să începe aventura aceasta. Dar pot mărturisi că sunt bărbatul care sunt în 95-99% aproape, datorită ei. A avut răbdare cu mine. Și aș putea spune că sunt în lucrare la ora actuală datorită ei. E adevărat, Dumnezeu. Dar formarea noastră a depins unul de altul pentru că ne-am angajat la drumul acesta împreună. Nu știu cum stați dumneavoastră la capitolul acesta de angajament, dar vă rog să vi-l revizuiți. Pentru că am promis și la bine și la rău. Am promis și în bogăție și în sărăcie. Am promis că o să fim alături unul de altul. Deci lucrarea aceasta responsabilă se vede în angajament, dar se vede și în efectul sfințitor. Știți dumneavoastră că primul scop al căsniciei nu este fericirea, ci este sfințirea. V-aș cita o grămadă de texte din Noul Testament, dar unul dintre ele foarte cunoscut. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră și continuă, feriți-vă de adulter. Deci în cadrul acesta al familiei, Dumnezeu a gândit ca primul efect al căsniciei să fie sfințirea. Cum zic americanii, holiness, not happiness. Fericirea vine ca un bonus. Oh, și e așa de importantă fericirea în căsnicie. Însă ea este un rezultat al sfințeniei. Și sfințenia, într-un oarecare sens, înseamnă punere deoparte pentru Hristos, dar în cadrul căsniciei am putea spune că înseamnă punere deoparte unul pentru altul. Ca să urmărim sfințirea pe care o vrea Dumnezeu în căsniciile noastre. De aceea, dragi tineri, când vă gândiți să intrați într-o relație, da, e normal să vă uitați să fiți fericiți, dar mai întâi uitați-vă ca relația respectivă să vă sfințească. Și mai ales dacă sunteți credincioși, voi știți deja ce e bine, ce e rău. Lucrarea aceasta responsabilă se vede și în efectul acesta sfințitor. De aceea aveți grijă ce cărămidă dați unul altul. Nu dați cu cărămida unul după altul. Și dați-o la mână. Mai țineți minte, noi ăștia mai în vârstă, ce am ajuns? Noi ăștia mai în vârstă, când construiam prin România, făceam un lanț și aruncam unul de la altul cărămidă, așa-i? Trebuia să fii pe fază, trebuia să fii responsabil. Pentru că altfel nu mergea lucrarea înainte. Aici, în America, facem casele mai din lemn, așa-i? Ai grijă cum dai cu 2x4, dacă îl dai așa frumos, îl prinde celălalt, dacă nu poți nenoroci relația respectivă. Mai e încă un lucru. Lucrarea aceasta responsabilă se vede și în faptul că fiecare lucrează în dreptul casei lui. Am auzit pe cineva spunând, măi, până n-am avut copii, așa îmi venea să-i disciplinez pe copiii altora. Dar când au venit ai mei, nu vi s-a întâmplat niciodată să aveți prieteni de aproape și să vă spună, băi, dacă aș fi eu, am mai auzit pe unii spunând și dându-și cu părerea, oh, dacă ea ar fi fost soția mea sau el ar fi fost soțul meu. Dragi oameni buni, nu vă gândiți în direcția aia, că nu-i treaba voastră. Nu. Fiecare dreptul casei lui.
Curios că lucrarea aceasta de zidire a cetății Ierusalimului a fost o lucrare responsabilă când fiecare și-a dat silințele să lucreze cum poate mai bine în dreptul casei lui. N-am dreptul eu să construiesc casele altora, dar sunt responsabil să construiesc casa mea în dreptul meu. N-am nevoie să disciplinez copiii altora, am tot dreptul să-i disciplinez pe ai mei. N-am dreptul să pretind la soția altuia să fie altfel, dar am tot dreptul să pretind soției mele sau soțului meu să fie cum trebuie. Fiecare în dreptul lui. Deci dacă am lua sectorul acesta și ne-am face responsabil fiecare în dreptul nostru, ar fi poate altfel. Știți dumneavoastră că bisericile sănătoase sunt alcătuite din, spuneți-mi dumneavoastră, familii sănătoase. Și cum se poate lucra într-o biserică mai bine decât fiecare în dreptul casei lui? Așa spune Scriptura, că s-au ridicat în dreptul casei lor. Uitați-vă în versetul 10. Alături de ei a lucrat în fața casei sale, în dreptul casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf. Și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hașabnia. Deci atunci când suntem responsabili de ceea ce ne-a fost încredințat, n-avem cum să lucrăm în dreptul altuia, ci fiecare în dreptul casei lui. Iar responsabilitatea se mai vede și în faptul că noi trebuie să oferim protecție. Familiile noastre trebuie să fie locul cel mai bun în care copiii noștri să se simtă protejați, soția noastră protejată, soțul nostru protejat. Dacă loviturile vin dinăuntru oameni buni și nu există protecția care trebuie pentru familie în lăuntrul casei ei, nu vă mirați că ajungem unde ajungem. E foarte important să înțelegem că în conlucrarea aceasta la zidirea familiilor noastre cooperează cu noi și Dumnezeu. Și vor veni vremuri grele, vor veni vremuri dificile, când barca familiei noastre se va clătina, când vânturile vor lovi în casa familiei noastre și vai cât de mare va fi prăbușirea dacă nu-i zidită pe temelia care este Hristos. Citim în Neemia, capitolul 4, versetele 17 și 18. Cei ce zideau zidul și cei ce se duceau și încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc, și cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Citiți cartea Neemia, o să vă ajute extraordinar de mult. Este una din cărțile cele mai bune de business management și de family building. Și acum, uitându-ne în urmă, te-ai apucat să-ți construiești familia. O, apropo, să-ți construiești familia e mai greu decât să-ți construiești o casă. Ați știut asta? Dar provocarea mea este să-L implicați pe Dumnezeu în lucrurile astea. Implică-L pe Dumnezeu în familia ta. Și uitați-vă ce spune Neemia. Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Nu știu cum vom construi, nu știu în ce condiții, dar mă uit după Dumnezeu să ne dea izbândă și să ne dea biruință. A venit biruința? Citiți sfârșitul cărții și veți vedea că Domnul a fost cu ei. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont atunci când încercăm să lucrăm pe dărâmături și să ne construim familia, nu doar trebuie să lucrăm într-un mod responsabil, dar trebuie să lucrăm și într-un mod ordonat. Aș fi putut citi capitolul acesta 3 până la sfârșit și să vedeți cu câtă frecvență este menționată ideea alături de ei, alături de ei, alături de ei, sau lângă ei, sau lângă ei. Asta ne face să înțelegem că reconstruirea Ierusalimului nu s-a făcut fiecare după capul lui. Nu a făcut fiecare ce-a vrut acolo să construiască, cum a vrut. No. Știu că în adunare aveți foarte mulți constructori, oameni băgați în construction. Când ai de blueprint și te apuci de lucru, faci ce poți. Dai drumul înainte. Problema apare când vine the change order. Așa-i?
când atunci trebuie să te oprești un pic din construcție și să zici, na, acum ce mai vrea omul ăsta? Și când dai peste un owner sucit, cum zicem noi românii, care nu știe exact ce vrea, te amețește și pe tine ca și contractor. El vrea nu știu ce, făcut într-o anumită ordine și tu, care ești pus acolo, știi, domnule, nu putem face orice, oricum și oricând. Trebuie să existe o ordine în proces. Trebuie să existe o rânduială. Sunt câteva elemente care validează ordinea și rânduiala. Unul dintre ele este respectul. Când într-o familie nu mai există rânduială și ordine, primul lucru care se strică este respectul. Și când soțul și soția nu se mai respectă unul pe altul și încearcă să lucreze fiecare după capul lui, cum crede la căsnicia lui, lucrurile n-au cum să meargă înainte. Uitați-vă dumneavoastră că în detaliul acesta, alături de ei sau lângă ei, se vede un oarecare respect. Eliashib nu s-a dus să dea peste ceilalți și să zică, băi, nu faceți bine. El a fost responsabil de lucrarea lui, în dreptul casei lui și a văzut de treabă, dar în același timp a mers în ordine, unul lângă altul, a pus umărul unul lângă altul, ca să dea continuitate lucrării și să se vadă că poporul acesta lucrează în rânduială și în ordine. V-ați gândit vreodată că respectul în familie este aproape sinonim și cu respectul în biserică? Biserica nu este altceva decât o familie mai lărgită a lui Hristos. Avem nevoie unii de alții și la capitolul acesta. Și acum aș spune un lucru care s-ar putea să doară în unele cazuri, și anume, copiii noștri vor vedea respectul nostru în casă. Copiii noștri ne vor respecta în măsura în care noi ne respectăm. Și acum, cu privire la biserică, copiii noștri o să respecte biserica cum o respectăm noi, sau poate mai puțin. Tendința este ca ceea ce noi nu respectăm, nici copiii noștri să nu respecte. Dacă noi nu dăm 2 bani pe biserică, nici copiii noștri nu o să dea 2 bani pe biserică. Respectul pe care îl arătăm pentru casa Domnului o să meargă la următoarea generație, cam cum îl transmitem noi. Din păcate, observ că se ridică o generație de oameni care, da, ei merg la biserică doar pentru aspectul social al problemei și nu pentru închinare și își fac timp să meargă la biserică, duc copiii la clase, ei mai stau pe afară, mai nu știu ce, și când au nevoie de mijlocirea bisericii, de rugăciune, pentru că trec prin necazuri, ei sunt deconectați, pentru că au făcut din biserică mai degrabă o conexie socială decât una spirituală. Nu știu cât de mult iubiți voi casa Domnului ca și părinți. Dar dacă voi o iubiți, și copiii voștri o vor iubi. V-ați gândit vreodată că cele mai bune lucrări cu copiii sunt lucrările în care părinții se implică? Nu când avem profesioniști. V-ați gândit vreodată că lucrarea cu tineretul în adunare, dacă nu e promovată și susținută cu implicarea părinților, nu merge cum trebuie? O să-ți vină vremea să fii și la copii și la tineret și pe urmă și mai târziu. Dar astea sunt fazele și sezoanele prin care trecem noi ca și oameni și în viața bisericii, nu doar în viața noastră de familie. Deci ordinea lucrării sau rânduiala sau disciplina în lucrare se vede prin respect, dar se vede și prin apreciere. Eu nu știu cum suntem noi românii, poate și alte nații sunt ca noi. Dar nouă tare, tare ne este greu să apreciem pe cineva. O, nu-l apreciez că se mândrește. Lasă problema aceasta în seama lui Dumnezeu și a celui pe care l-ai apreciat. Am văzut aseară un short pe video, că mai nou mă uit și eu pe shorturile astea la YouTube. Și una dintre ele era, luna asta este sărbătoarea de apreciere a păstorilor. Și ținea, o tanti ținea o pancardă și zicea, thank you pastor pentru serving și așa mai departe. Și soțul ei zice, te rog să ții predicile mai scurte.
Deci da, noi apreciem, dar în felul nostru. În felul nostru. Cât privește darurile spirituale, noi am vrea să avem daruri mari și multe, dar știți că și aprecierea și încurajarea sunt printre darurile Duhului lui Dumnezeu? Și nimic nu dă rezultat mai bun decât aprecierea acasă. Da, respectul și aprecierea soțului sau soției tale. Când a fost ultima dată când i-ai spus un cuvânt frumos? Când a fost ultima dată când ți-ai arătat dragostea față de ea prin flori? Când a fost ultima dată când ți-ai arătat aprecierea față de el, prin făcându-i chiar ceva ce-i place? Am auzit povestea... Cum? Așa! Am auzit povestea unui bărbat tare, tare sucit. Și într-o zi, soția lui, săraca, o vrut să-i facă pe plac și spune: dragul meu, ce vrei să-ți fac astăzi la breakfast? Și el a zis: vreau să-mi faci două, unul prăjit și unul fiert. Și când le-a făcut, le-a pus în față, ea s-a așteptat săraca să-i spună un mulțumesc. Zice: ai greșit, ouăle, ăla prăjit trebuia fiert și ăla fiert trebuia prăjit. O, Doamne! Dar ce ziceți de încurajare? Ce ziceți de încurajare? Este o altă metodă prin care putem arăta că lucrarea noastră este ordonată. Să ne încurajăm unii pe alții și să ne îndemnăm, auzi, la dragoste și fapte bune. Știți că asta pornește de acasă? Ce ziceți de încredere? Parcă nimic nu-i mai dureros decât să auzi din partea soțului sau a soției: mai nu mai am încredere în tine. Doare rău, rău de tot. Doare rău de tot. Astea sunt câteva lucruri pe care vi le pun în față ca să vă dau într-un fel temă de casă și cel puțin astăzi să vă luați deoparte și să ziceți: mai aș vrea să stau de vorbă cu tine. Ce nu merge bine în casa noastră? Cum nu se potrivesc lucrurile astea și de ce? Nu putem noi să ne aliniem și să fim responsabili și ordonați în ceea ce facem? Apropo, asta nu ține neapărat de curățenia în casă. Nu, nu, nu. Nu. Sunt lucruri mai importante uneori decât asta și mie mi-a fost greu să pricep. Învățați să vă respectați, învățați să vă apreciați, să vă încurajați și să aveți încredere unii în alții. Dacă nici în soțul tău și nici în soția ta nu mai ai încredere și dacă nici de acolo nu-ți vine un cuvânt bun de încurajare, dacă nici acolo nu ești apreciat și respectat, atunci unde le mai poți găsi? Avem nevoie unii de alții pentru a face ca familiile noastre să crească, să funcționeze, să se construiască frumos. Și avem nevoie unii de alții în biserică, în adunare, ca să facem ca lucrarea aceasta, măreața lui Hristos, să fie de mărturie. Pe lângă faptul că lucrarea trebuie să fie responsabilă și ordonată, ea trebuie să fie și o lucrare completă. Sunt în textul acesta câteva versete în care zice Scriptura în felul următor. După ce au terminat poarta, au acoperit-o cu scânduri, i-au pus ușile, încuietoarele și zăvoarele. Versetul 6 din nou, Ioiada a terminat și el o poartă, ea a acoperit-o cu scânduri, i-a pus ușile, încuietoarele și zăvoarele. Nu-i suficient să lucrezi responsabil la ziduri și să acoperi casa. Trebuie să-i pui și ușile, încuietorile și zăvoarele. Asta înseamnă că lucrarea este completă. Unul dintre ei, Shalom, nu a avut echipă mare de lucru, dar o lucra cu fetele lui. Și ori de câte ori nu este menționat un detaliu, e foarte important. E cuvântul lui Dumnezeu inspirat de el ca să sublinieze faptul că da, lucrarea poate fi dusă la capăt și poate fi completată și chiar dacă nu-ți găsești sprijinul cel mai tare, ai zice tu, ți-l găsești pe cel potrivit. Și Shalom a lucrat cu fetele lui ca să lucreze în dreptul casei lui ce trebuia făcut pentru el.
Lucrarea aceasta completă ne face pe noi să ne uităm la trei lucruri simple, dar de o importanță extraordinară. Când lucrarea ta este completă și pentru ca să o poți duce la final, trebuie să fii atent, în primul rând, trebuie să fii atent la plan. Apoi, trebuie să fii atent la calitate. Și apoi trebuie să fii atent la detalii. Dumnezeu nu vrea să fie implicat în viața noastră doar în lucrurile mari. Pe El îl interesează și detaliile. Și cred că atunci când se menționează în Scriptură că i-a pus scândurile, ușile, zăvoarele și încuietorile, înțelegem că până în cele din mai mici detalii, Dumnezeu e interesat ca lucrarea să fie completă. Fii harnic în lucrul încredințație și nu te lăsa. Înțelege că ai o responsabilitate, trebuie să lucrezi ordonat și trebuie să termini ce ți s-a încredințat. De aceea, fii harnic. Te-ai gândit vreodată că familia ta este prima ta lucrare încredințată de Dumnezeu? This is your first ministry. Don't waste it. Don't waste your time. Poți să fii orice ai fi. Familia ta este prima ta lucrare încredințată de Dumnezeu. Când Hristos spune și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, aș putea spune și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde familia. Cea mai bună investiție a noastră nu sunt în clădirile noastre și mi-a plăcut tare mult de Adrian de mesajul lui din Proverbe. Nu, cea mai bună investiție a noastră este casa noastră. M-am mutat în Texas, printre altele, și din dorința de a petrece mai mult timp cu copiii mei. Vă pot mărturisi că am tendință să fiu workaholic, să lucrez până nu mai pot, găsesc împlinire în lucru. Găsesc împlinire în slujba mea de păstor. Găsesc împlinire în meseria pe care o am. Dar am zis, mă duc în Texas ca să fiu mai lejer. E ispita. Că și acolo au mers lucru tot mult. Și vorba unui unchi de-a meu. Deci dacă ar muri lucru, i-aș face pomană. Dar am înțeles că familia mea este prima mea responsabilitate. Și înainte să moară, Cristina era pe pat. Mi-a luat mâinile, în mâinile ei. Și i-a zis, dragă, îmi pare rău. Ce pentru ce? Că am crezut că-s mai important prin ce-ți ofer decât prin ceea ce sunt. Și ea mi-a spus de multe ori, zice, Dani, copiii ăștia n-au atâta nevoie de banii tăi cât au nevoie de tine. Și m-am gândit să le ofer, vorba unui bun prieten al meu, raiul pe pământ. Și vă pot mărturisi că am greșit. Prima mea misiune e familia mea. Vorba lui tata. Zice, îi spunea moșul la bunicu. Zice tata, vorbind de tata lui, zice, tata a crescut greu. Eu am dus-o mai bine decât el. Zice, când am fost de vârsta voastră, m-am gândit și eu ce să ofer copiilor mei. Zice, toți ați ajuns, toți cinci, ați ajuns mai bine decât am ajuns eu. Mă uit acum și aș putea spune că și ai mei copii o să ajungă mai bine decât am ajuns eu din punct de vedere material. Că-s puși pe direcția care trebuie. Dar nu asta e cel mai important. Nu asta e cel mai important. Doi mă așteaptă deja sus. Și fac tot ce-mi stă în putință. Să ajung acasă și cu ceilalți trei. Familia mea trebuie să fie prima misiune încredințată de Dumnezeu. Și am pus-o așa, pentru că atunci când o citiți, să nu ziceți familia ta. Și voi când citiți, vă puneți fiecare cuvintele astea. Familia mea trebuie să fie cel mai mare ajutor al meu în lucrare.
Fiecare a lucrat în dreptul casei lui și a lucrat cu ai lui. Familia mea trebuie să fie primul meu adăpost. Locul meu în care mă adun cu cei dragi ai mei la adăpost și familia mea trebuie să fie moștenirea mea. Valorile pe care le las, prioritățile pe care va trebui să le reașez și să construiesc uneori pe dărâmături, pentru că Dumnezeu are grijă să dea izbândă și la așa ceva. Performanța. Citim în Neemia, capitolul 6, versetele 15 și 16. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea fusese făcută prin voia Dumnezeului nostru. E bine să lucrăm responsabil, e bine să lucrăm ordonat, e bine să ducem până la capăt, dar nu de unii singuri. Neemia începe și spune, Dumnezeul nostru ne va da izbândă. Și după ce se termină reconstruirea cetății, el zice, am ajuns la o performanță pentru că Dumnezeu a fost cu noi, s-a făcut prin voia Lui. În 52 de zile nu se putea face dacă fiecare nu era responsabil, dacă fiecare nu lucra ordonat și dacă fiecare nu se silea să termine ce a fost încredințat. Dragii mei, nu lucrați totuși de unii singuri. Solomon în Eclesiastru avea să spună, când sunt doi, și plata e mai bună. Când sunt doi, dacă se ridică unul împotriva lor, doi sunt mai tari. Când sunt doi, au grijă unul de altul. Și încheie, și funia împletită în trei. Nu se rupe ușor. De ce o fi vorbit el de atâtea ori de doi? Ca în cele din urmă să spună, și totuși, sunt trei. Pentru că orice am încercat să construim și oricât de responsabili am fi, ordonați și ne-am străduit să punem scândurile, zăvoarele, încuietorile, fără izbânda lui Dumnezeu. Nu putem. Provocarea mea pentru dumneavoastră este să vă analizați familiile. S-ar putea să fiți unii dintre voi care o duceți greu, dar mă bucur că ați făcut efortul să veniți la biserică. Dacă cumva se clatină căsnicia voastră, revizuiți-o. Implicați-L pe Dumnezeu în repararea casei voastre și El vă va da izbândă. Dacă sunteți aici unii și ziceți, o, noi suntem așa de tari, noi suntem așa de puternici, aveți grijă și cu asta. Aveți grijă și cu asta. Cine este tare, să ia seama, să nu cadă. Dar pe toți vă îndemn să vă bazați pe harul nemăsurat al lui Dumnezeu. Căci harul lui, în slăbiciunile noastre, se face desăvârșit. Domnul să vă binecuvinteze și să vă păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste voi și să se îndure de voi. Domnul să-și înalțe fața peste voi și să vă dea pacea. Amin.